Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice este sărbătorită în fiecare an în data de 1 octombrie. În fiecare an, autoritățile administrației publice locale din municipiul Roman au fost alături de persoanele vârstnice din toate categoriile sociale, indiferent de apartenența religioasă, etnică și domeniul socioprofesional în care au activat, implicându-se în organizarea corespunzătoare a evenimentului. Anul acesta, evenimentul se află la a 7-a ediție. În acest sens, se propune Consiliului Local al municipiului Roman să aprobe un sprijin financiar în sumă de 12.000 de lei pentru desfășurarea activităților dedicate Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice 2015, inclusiv pentru organizarea unei mese oficiale la care să participe persoane vârstnice din toate categoriile socioprofesionale și din toate comunitățile existente în municipiul Roman.